ultima oră, Banca Națională a crescut rata dobânzii de politic monetar, se scumpesc creditele în lei. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, BNR, a anuncat, luni, crește sublinierea ratei dobânzii de politic monetar de la 2,25 la 2,50 pe an, începând din 9 mai. Majorarea ratei dobânzii de politic monetar la nivelul de 2,50 pe an de la 2,25 pe an începând cu data de 8 mai 2018, se arată în comunicatul BNR, remis stirii pe surse. Astfel, BNR a anuncat sublinierea majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 pe an de la 1,25 pe an sublinierea ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 pe an de la 3,25 pe an, începând cu data de 8 mai. BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei sublinierei în valuta ale instituțiilor de credit. În 4 aprilie, BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politic monetar la nivelul de 2,25 pe an. La începutul lunii februarie, BNR a crescut rata dobânzii de politic monetar de la 2 la 2,25 pe an.